Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnalul ore 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată principalele subiecte ale ediției. Liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, a fost reținut la Moscova în timpul acțiunilor de protest care s-au desfășurat astăzi în Federația Rusă. Poliția a intrat cu forța în biroul lui pe motiv că acolo ar exista o bombă. 300 de iubitori ai sportului veniți de prin toate colțurile lumii s-au întrecut astăzi pe un traseu de 10 km prin beciurile Cramei de la Cricova. Istoricul român Neagu Giuvara a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare la cimitirul Belu din București. Giuvara ar fi împlinit anul acesta 102 ani. Liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalny, este din nou în atenția autorităților moscovite. În această dimineață, polițiștii au intrat cu forța în biroul lui Navalny pe motiv că acolo ar exista o bombă. După ceva vreme, opozantul a fost reținut la Moscova pe strada Tverskaya în timpul acțiunilor de protest. Principalul oponent al Kremlinului, Alexei Navalny, a fost reținut la doar câteva minute după ce s-a alăturat susținătorilor săi reuniți la Moscova pentru a protesta față de acțiunile președintelui rus Vladimir Putin. Tocmai m-au arestat, nu are nicio importanță, veniți pe Tverskaya, nu ați venit aici pentru mine, ci pentru voi și viitorul vostru. A scris imediat după reținerea Alexei Navalny pe pagina sa de socializare. Arestarea vine după ce forțe ale poliției ruse au pătruns în această dimineață în sediul de campanie din Moscova al principalului oponent al Kremlinului, Alexei Navalny. Anchetatorii au început să interogheze persoanele aflate în interior. Un susținător al lui Navalny a scris pe o rețea de socializare că poliția dorește să verifice informațiile potrivit cărora în biroul din Moscova al opozantului rus s-ar afla o bombă. Chiar și așa, Alexei Navalny nu renunță la acțiunile sale împotriva puterii de la Kremlin. Autoritățile au interzis, printre altele, liderului opoziției să candideze la alegerile prezidențiale. Corespondentul TVR la Moscova, Liviu Iurea, este în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara, Liviu! Ce urmează în continuare să se întâmple cu Navalny și cum crezi, va renunța la protestele anti-Putin? Bună seara! Deocamdată Navalny este reținut pentru 48 de ore, timp în care probabil un tribunal din Moscova se va pronunța dacă reținerea va mai fi prelungită sau nu. Cert este că astăzi a fost un oarecare succes, să zicem așa, pentru opoziție. Navalny a reușit să scoată destul de multă lume în stradă, nu la nivel de zeci de mii, dar câteva mii au fost cu siguranță în centrul Moscovei, cu toate că poliția vorbește doar despre 1000. Și cel mai important lucru este că poliția nu a operat masiv arestări, așa cum a făcut pe 26 martie anul trecut sau pe 12 iunie tot anul trecut. Se pare că autoritățile și-au schimbat tactica. Acum începe campania electorală pentru alegerile prezidențiale de pe 18 martie și probabil că Kremlinul nu vrea să încinză și mai mult spiritele în ajunul unui scrutin în care trebuie să câștige Putin detașat. Victoria? Liviu, îți mulțumim! Uniunea Europeană investește într-un program inedit care aduce tehnica de comunicare prin muzică în Republica Moldova. Cine sunt beneficiarii acestui proiect și care sunt avantajele metodei, vă spunem imediat în Telejurnal. Un cetățean din Republica Moldova a încercat să treacă frontiera în România cu peste 177.000 de țigarete ascunse în caroseria microbuzului pe care îl conducea. Totul s-a întâmplat în această dimineață. La vamă, oamenii legii au efectuat un control amănunțit al mașinii și au descoperit țigaretele în valoare totală de aproape 200.000 de lei moldovenești. Bărbatul riscă acum o amendă de 10.000 de lei și confiscarea unității de transport. Președintele de onoare al Partidului Unității Naționale, Traian Băsescu, s-a întâlnit astăzi cu locuitorii orașului Nisporeni. Fostul președinte al României a vorbit despre Uniunea Europeană, despre calea spre Uniunea Europeană, dar și despre șansele unirii Republicii Moldova cu România. Băsescu a spus că Republica Moldova nu va adera la spațiul comunitar pentru că nu este prevăzut în programul de extindere, iar promisiunile politicienilor de la Chișinău nu sunt decât niște gogoși. Vom face alianță
cu orice partid care are opțiune spre vest și nu spre est. Traian Băsescu s-a referit la creșterea economică a României de când face parte din Uniunea Europeană și la posibilitățile agriculturii și a fermierilor din România, comparativ cu cei din Republica Moldova. Totodată, președintele de onoare PUN a vorbit și despre importanța studiilor făcute în România, despre recunoașterea diplomelor în Europa și despre cetățenia română. După ce și-a ținut discursul, Băsescu a răspuns la întrebările oamenilor din sală. Mâine seară, Traian Băsescu va fi invitatul emisiunii Punctul pe azi de la ora 9. Moderată de jurnalistul Vasile Munteanu. Obrazul subțire cu cheltuială se ține, iar ospitalitatea ne costă uneori la buzunar. Pentru fiecare oficial străin care ajunge în Republica Moldova, statul va scoate din buget câte 900 de lei pentru un dejun. Tot atâta costă un dineu și 400 de lei sunt oferiți pentru un cocktail. Guvernul a majorat alocațiile financiare pentru delegațiile oficiale. Creșterea prețurilor a afectat până și mesele oficialilor. Cel puțin acesta este argumentul guvernului, care a majorat alocațiile financiare pentru dejunurile și dineurile delegațiilor străine. Astfel, un președinte sau un premier străin va fi hrănit cu un dejun în valoare de 900 de lei, iar o masă la bufet în timpul zilei va costa 800 de lei. Oficialii pot participa și la un cocktail, unde este prevăzut un buget de 400 de lei de persoană. Un premier sau un președinte străin va mai bea o cafea sau un ceai de 200 de lei, iar cina nu poate fi mai ieftină decât dejunul, adică încă 900 de lei. Toate astea pentru o singură persoană într-o singură zi. Ce vor conține aceste mese împărătești nu este indicat în lege, așa că rămâne la discreția instituției care primește delegația. Și pentru ca masa să nu pară pustie, se vor aloca și 1500 de lei pentru aranjamente florale. Cert e că în cele mai selecte restaurante, un mic dejun poate să coste maxim 200 de lei, iar masa unui elev la școală costă doar 10 lei. Alocațiile financiare au fost aprobate de guvern fără să trezească întrebările nimănui. Mese scumpe, dar și autorități scumpe, la vorbă. Domnule, cum a fost ca proiectul pe care l-aveți pe ordine de zi? Vrem să vă întrebăm despre acest proiect. Despre alocarea mijloacelor financiare pentru delegațiile oficiale. O să vă dau explicații. Când o să ne dați explicații? Păi, dar e ședința guvernului. Explicațiile au întârziat însă să apară. Pentru președinți și premieri punem pe masă tot ce-i mai scump. Mesele celorlalte două categorii de oficiali par să fie un pic mai modeste. Dejunul și cina pentru membrii guvernelor străine sau reprezentanții misiunilor internaționale va costa câte 700 de lei, iar pentru viceministri, secretari de stat și reprezentanții autorităților publice se vor aloca câte 500 de lei. Ceaiul și cafeaua pentru acești oficiali este cam cu 100 de lei mai ieftin. În lege mai sunt incluse și mese neoficiale care vor costa de la 550 de lei până la 850, în funcție de rangul oficialului. Și cum nu poți ieși din casa unui moldovean cu mâna goală, fie el și sărac, cadourile oficialilor vor costa câte 3000 de lei. În 2014, autoritățile au majorat cheltuielile pentru delegațiile oficiale cu 40%. Limbajul muzical s-a dovedit a fi mai eficient decât comunicarea verbală în educarea copiilor cu necesități speciale. Uniunea Europeană a investit într-un program pilot care aduce tehnică de comunicare prin muzică în 5 raioane din Republica Moldova. Pare o joacă, dar e de fapt o tehnică nouă de comunicare. Instrumentele muzicale și puțină dibăcie e tot ce are nevoie un educator sau un logoped care lucrează cu micuții cu probleme de dezvoltare. Metoda provine din Marea Britanie și este pusă în aplicare de educatori, psihologi și logopezi de la grădinițele din Republica Moldova. Am identificat împreună cu colega mea din Serviciul de Asistență Psihopedagogică 4 copii care au nevoie de aceste tehnici și de această terapie prin muzică. Deci sunt tehnici foarte utile, noi le utilizăm pe toate în activitățile care le desfășurăm și dau rezultate bune. Am un copilaș foarte drăguț și diagnoza lui este tulburare din spectru autist, nu comunica deloc și foarte, așa părea foarte izolat. Și după a doua ședință, noi am obținut într-adevăr contact vizual
ce foarte rar se întâmplă cu așa diagnoză. Și copilul era deschis să continue mai departe diferite deja activități, nu numai de gen muzical, dar și alte activități cu fișe, tablouașe. Lucrăm cu o gamă largă de copii cu diferite deficiențe și este important ca fiecare copil să aibă șansa de a se manifesta, de a învăța ceva. Este insuficient să citim ceva undeva, avem nevoie de anumite formări. Orele de formare profesională sunt asigurate de 2 instructori englezi pentru 20 de educatori, logopezi și psihologi din Cahul, Călărași, Fălești, Nisporeni și Ungheni. Tehnicile de comunicare prin muzică se potrivesc de minune pentru copiii cu autism. So what we're trying to do is make children's communication behaviors more deliberate and easier to understand so they can get their needs met more effectively. And what we see is by using the techniques, they have experience of doing that through music and their families and their teachers see how programul de comunicare prin muzică este doar unul din cele 4 programe și instrumente de lucru cu copiii cu necesități speciale. Acestea fac parte dintr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană cu 680.000 de euro și care este implementat pe un termen de 3 ani. Iarna pe ger de crapă pietrele, natura poate lua forme uluitoare. Dovada se află într-o pădure din România. Vedem împreună imaginile doar peste câteva momente în telejurnal. Istoricul Neagu Giuvara a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare la cimitirul Bellu din București. Toți cei care au vrut să-și rămas bun au mers la Catedrala Greco-Catolică Sfântul Vasile cel Mare, unde a fost depus trupul neînsuflețit. Istoricul și scriitorul Neagu Giuvara, care ar fi împlinit anul acesta 102 ani, a murit joi la spital. L-a răpus o pneumonie. Pentru mine și pentru mulți alții înseamnă dispariția unui om fermecător, unui om care știa să-ți dea încredere, care știa să se poarte, care știa să vorbească, adică reprezenta o specie pe care de dispariție. Chiar un om extraordinar și foarte viu până la sfârșitul vieții. Dumnezeu să-l odihnească. Dispare din rândurile noastre, unul din ultimii mari cărturari pe care am avut. Era un om interesant, pitoresc, puțin teribilist, dar care a adus în intelectualitatea noastră un anumit val, o anumită ținută, un anumit curent care astăzi se șterge și să sperăm că nu se va uita. A început numărătoarea inversă pentru concurenții Eurovision România. Mai sunt câteva ore până la al doilea show din semifinala selecției naționale românești. Timișoara, capitala culturală în 2012, a pregătit un Euroshow pentru telespectatori. TVR Moldova va transmite spectacolul în această seară de la ora 21. Stațiunile montane de pe Valea Prahovei din România sunt arhipline și în acest weekend. Vremea excelentă și zăpada au atras turiștii pe pârtii. La cota 2000, stratul de zăpadă măsoară aproape un metru și este perfect pentru schi și snowboard. Vreme frumoasă cu cer senin în stațiunile montane de pe Valea Prahovei. Cel mai înalt domeniu schiabil din țară, cota 2000, a fost luat cu asalt de turiști. În pauzele de schi, turiștii s-au bucurat de soare și muzică. Pentru schiori, meteorologii aduc vești bune. La altitudini mari va continua să ningă. Salvamontiștii atenționează însă pe turiști că există în continuare risc de avalanșă și le recomandă să schieze numai în zonele amenajate și semnalizate. Natura poate lua forme uluitoare. Dovada se află într-o pădure din România, în comuna Vârșag. Gerul a transformat cascada ascunsă printre brazi într-o minunată sculptură în gheață.
Cascada pietrelor susurătoare se aude de la câțiva zeci de metri de drum. Ascunse printre copaci, șapte izvoare și-au săpat drumul printre stânci ciudate care seamănă cu niște uriași cocoșați. Perdeaua de apă se întinde pe o lungime de 200 de metri și cade în două trepte. În Harghita, gerul s-a transformat în sculptor. Pe mai multe sute de metri apa a înghețat la vârșac și a format candelabre, orci și coloane din gheață. La cascada care îngheață în două culori, datorită mineralelor din apă, se ajunge cu dificultate. Chiar și așa, turiștii curioși să vadă formele fantastice care, prin conturi iarna, se încumetă să parcurgă drumul greu. Cine vine aici se fie surpriză. Înseamnă foarte mult această cascadă pentru zonă. Vin mulți turiști să o vadă. Este o priveliște minunată. Este un loc frumos. Nu se găsește oriunde așa ceva. Merită efortul. Este aproape de noi, dar nu am mai fost aici. E frumos, e o experiență plăcută, ceva rar. De multe ori mergem departe să vedem locuri frumoase și nu vedem frumusețile de lângă noi. Cascada pietrelor susurătoare din Vârșag este o frumusețe naturală pe care proprietarii de pensiuni din zonă se bazează. În timpul verii se poate ajunge și în partea superioară a cascadei. Carnavalul de la Veneția a început aseară printr-un uriaș spectacol de lumină, culoare și veselie, inspirat din creația regizorului Federico Fellini. Câți turiști sunt așteptați în cele 16 zile de petrecere grandioasă? Aflăm împreună, imediat, în Telejurnal. Fiți cu ochii pe noi! Tradițiile trebuie să aibă continuitate, iar în multe sate din Republica Moldova și azi se mai țese ca în vremurile de demult. Unii meșteri nu doar promovează valorile naționale, dar au reușit să-și transforme dragostea pentru tradiție într-o sursă de existență. Elena Gore din Lozova Strășeni a învățat a țese încă din copilărie de la mama sa, iar prima catrință începe să o realizeze în adolescență. Hanele ei sunt purtate de mai mulți membri ai ansamblurilor populare. Tocmai acest lucru o face să-și dedice timpul frumoasei îndeletniciri. Prima dată am țesut la 16 ani și de-am mergem mai departe, promovăm tradițiile mai departe. Pe lângă catrințe, Elena mai face traiste, fețe de masă și brâie, și nu de una singură, ci împreună cu familia. Brâul tradițional se face din lână naturală. Pe timpuri se purta bătrânii noștri, mai ales bărbații, purtau brâul la brâu, pentru că este din lână și este foarte bun pentru spate. Asta este un brâu bărbătesc, undeva la 12 cm și la 7 cm pentru femei. Astăzi, după mai bine de 12 ani de experiență, știe că răbdarea e cea mai bună cale prin care poți face ceva frumos și de durată, iar ca să-ți iasă lucrurile bine, trebuie să respecti întocmai etapele creației. Numai fabricarea catrinții poate fi o zi, dar începutul la toate firile acestea puse, că le spun așa și se țiese așa, pe diagonală, este îndelungat. Firile subțiri, foarte subțiri, pun pe urzătoare foarte mari, apoi pe urzătoare scoate. Spune, se întinde pe numitul sul, apoi natra, care războiul care se țiese, iar se dă pe niște iți, se dă pe spate, fir cu fir. Și apoi legăm gura și apoi începem țesutul tradițional. Lucrările tradiționale pe care le creează meșterița le vin de la expoziții, târguri și prin comenzi. Prin beciurile unei vinării nu doar se bea, dar se și aleargă. Subteranele de la Cricova au fost un traseu numai bun pentru o cursă pe timp de iarnă. 300 de participanți de prin toate colțurile lumii s-au întrecut pe o distanță de 10 km prin beciurile Cramei. Toți s-au încălzit la final într-o horă, dar și cu vin fiert. Învingătorii și-au primit medalele bine meritate. TVR Moldova a fost partenerul media al evenimentului. Și dacă tot au pornit să alerge prin beciurile unei vinării, ce încălzire poate fi mai bună decât o horă moldovenească? Și startul s-a dat cu muzică populară, iar participanții la cruz au fost botezați cu o sticlă imensă de vin spumant. Echipamentul a fost același ca la toate cursele, doar că sportivii au mai primit câte o lanternă, pentru că în beci e întuneric. Pe la jumătate de drum, oboseala a început să-și spună cuvântul, dar nimeni nu a renunțat la cursă. Cam cât ați parcurs până acum, știți? Cred că jumătate de drum. Jumătate? Ori nu. Și rezistați până la final? Da, dar pe cum? În beciul de la Cricova ați mai alergat? Prima dată. N-am alergat niciodată. Și mai venit și la anul? Nu mai decât. Ajungeți primul la finish? Nici de cum. De ce? Nu reușesc. N-am atâta putere.
Detașat de ceilalți concurenți, Liviu Croitoru a fost cel mai ute la pas. Învingătorului au trebuit doar 35 de minute ca să ajungă la linia de finish. Sunt sportiv performanță și am nevoie să fiu primul. Dar sunteți învingător în toate, în fiecare zi? Da. Da, mă strădu să fiu învingător. A fost complicat acest traseu? Anul ăsta a fost un pic mai greu ca anul trecut, deoarece aerul e mai puțin oxigen. În sport, toți sunt pe picior de egalitate, așa că nici femeile nu s-au lăsat mai prejos. Prima la linia de finish a ajuns și Zinaida Sacara. M-am pregătit pentru acest concurs și, desigur, fac antrenamente și afară, pe timp de iarnă. Pentru că iarna e un sezon înghețat pentru amatorii de curse, subteranele vinăriei au devenit o platformă internațională pentru alergători. Vestea că se alergă și iarna a ajuns din Ucraina și până în America. It's a very unique race. Yeah, it's very, very unique and I'm glad I did it. It's quite an experience. You guys did a very good job. A fost frig? Afară, da, a fost frig, îndeosebi segmentul care mergea la vale. Și foarte alunecos. Traumă istorică mi-a dat puțin de cap aici la ultimii 2 km de finish și am străduit să scad puțin din tempo ca să ajung cu bine la finish. Când ai ceva ce îți poartă noroc, e păcat să-l lași acasă. La cursa din Beci s-a purtat și căciula de cârlan. Ați alergat așa cu cușma asta de cârlan în cap? Da, la toate competițiile alerg cu cușma de cârlan, doar dacă e vara. Lecția de sport a fost dată de Roberto, cel mai tânăr concurent. Are doar 11 ani, dar nu s-a dat înfrânt în cei 10 km. Eu am alergat 10 km într-o oră 6 minute. La anul vii pe primul loc, da? Nu, da, Doamne! Locurile în cursa Wine Run au fost limitate și s-au vândut ca pâinea caldă. Concursul a înscris doar 300 de participanți, pentru că aceasta este limita admisă de securitate într-un subteran, cum e cel de la Cricova. Primele 200 de locuri erau în general vândute cu 5 luni înainte, ultimele 100 deja s-au vândut în ultima lună. În cursa Wine Run, toată lumea a fost câștigătoare și și-au primit trofeul bine meritat. Un pahar de vin fiert, o porție de sarmale și plăcinte scoase de la cuptor. Și cum se împacă alergatul cu un pahar de izvan? După frigul care iese afară, e perfect. E perfect. O jumătate de tonă avem. Ajunge pentru toată lumea? Da, sigur. Cursa de alergat sau horă ca în centrul satului. Așa cum a început Wine Run, așa și se încheie cu de la Cricova. Pentru TVR Moldova, Irina Bejenaru și Cătălin Virschi. Unul dintre cele mai vechi și celebre carnavaluri din lume și-a deschis porțile. Carnavalul de la Veneția a început aseară în orașul italian printr-un uriaș spectacol de lumină, culoare și veselie, inspirat de unul dintre marii regizori italieni, Federico Fellini. Cu acest anunț a dat gongul ceremoniei inaugurale. Un circ plutitor a ocupat apele canalului Canaregio într-un spectacol inspirat de opera lui Federico Fellini și care a inclus mergător pe sârmă, animale gonflabile și înghițitor de flăcări, totul pe muzica filmelor celebrului regizor, care a fost și el reprezentat pe o barcă alegorică. I like the boat, I like the giraffe, the lion. I thought it was very creative, like it looks like they spent a lot of time making them, and I thought it was beautiful. So far, so good. We enjoyed very much. We have great time. Piața San Marco și malurile canalului Canaregio au fost neîncăpătoare. Mai multe mii de turiști au fost opriți de poliție să intre în Veneția aseară din cauza supraaglomerării. În medie, cele 16 zile de carnaval atrag în orașul italian peste 3 milioane de turiști. Carnavalul de la Veneția se desfășoară până pe 13 februarie. Finala pierdută ieri la Australian Open a fost epuizantă pentru Simona Halep. Românca a ajuns aseară la spital și câteva ore i-au fost administrate perfuzii. Deși a petrecut 4 ore la spitalul din Melbourne, Simona a fost internată doar ca măsură de precauție. După perfuzia cu magneziu care i s-a administrat, sportiva s-a simțit mult mai bine. Halep a jucat 7 partide epuizante și a fost accidentată la gleznă încă de la primul meci. Pe final să vedem cum va fi vremea mâine.
Bun găsit! Vremea continuă să se încălzească, astfel săptămâna va începe cu temperaturi pozitive. Doar la noapte vom avea minime cuprinse între minus 2 și cel mult 3 grade Celsius. Mâine temperaturile vor urca până la 8 grade, dar în nordul țării e posibil să plouă slab. În capitală cerul va fi mai mult noros, dar vremea se va încălzi, maxima de mâine va indica 5 grade Celsius. În România temperaturile se vor situa între 2 și 15 grade. În vestul țării va ploua, iar în sud se anunță ceață. Acestea au fost informațiile. O seară cât mai frumoasă! Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre sunt pe tvremoldova.md, dar și pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile dumneavoastră. Nu pierdeți imediat după știri interviurile telejurnalului realizate de Vitalie Guțu. Iar de la ora 20 urmăriți știrile de la București. Eu sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară așa cum vă doriți. La revedere!